Salut! Ce faceți, mai frumoși? Zic, gata, mă, mai beau... Stai, mă, că e ăsta strâmb, frate. La rupt. În 2021 îmi cumpăr altul, promit. Să bem o ultimă cafea pentru anul ăsta. Vă zic, nu mai e mult din anul ăsta, nu mai am prea multe de vrăjit. Hai să mă așez și eu la o cafea cu ai frumoși. Cum îmi place mie să vă spun, comunitatea mea, să vă zic și eu, să vă urez una alta, zic, ce e gâcar, nu mai are ce se întâmple, suntem în 31 decembrie, mai sunt câteva ore. Dar ies prin cartier, ies prin cartier că, na, aveam de o ultimă treabă de făcut pentru 2021. Să pun niște bani cuiva, știi? Să trimit, mă duc la banca respectivă, îmi fac treaba și la sfârșit, frate, că tot a fost un an de căcat. Bă, fraților, încununarea prostiei anului ăsta de căcat. Ce credeți, mă? Bă, unul decapotabilă. Bă, frate, 31 decembrie. Lasă că stau eu în tricou, acum că în casă e cald, e bine. Omul era decapotabil, mă. Mașina era decapotată, frumos, talentul pe el, volan pe dreapta, figurile. Avea un metru și o pulă de aia mică. Nu se vedea de la volan. Se vedea o mână așa, undeva, știi? Prima oară zic, ce că mă, mașina aia merge singură. După aia am văzut că era unul acolo. Se umflase tot, se înfoiase tot. Pentru el era... Cea mai mare șmecherie că avea o mașină de câteva sute de euro cu volan pe dreapta, decapotabilă. Bă, decapotabilă în 31 decembrie. Era soare, știi? Bă, dar un frig afară. Ce ai, frate? În 3 minute îngheți. Te faci căcat. Îți dai seama, omul meu, decapotabilă. Ce-o fi zis el? Pentru talentul ăsta merită, mă, tot efortul. Și s-a frit. Se umflase tot. Figurile. Numai unul. Ce mai important decât fentele la români? Nimic. Absolut nimic. Să creadă lumea că tu ești mare barosan și mare bogătaș și că ți-ai permis o decapotabilă. În decembrie. Cam asta e. Hai că nu vreau să dau în diverse... Să-i fut pe atare calma omului. Asta este, așa s-a simțit el bine. Să fie sănătos și noi la fel. Vreau să vă urez sănătate, fericire. Să avem parte de un an 2021 mult mai bun decât a fost ăsta care trece. Un an în care să nu mai fim terorizați psihic. Un an în care să fim liniștiți. Și să fim sănătoși, fraților, că restul le mai facem noi pe aici, pe acolo. Le mai cârpim, ca așa e român. Toate cele bune. Închin cafeaua asta în cinstea voastră. Vă mulțumesc. La ora 20 de seara apare vlog și pe canalul principal, pe Oli TV, unde suntem deja ulticel peste 10.000 de abonați. Vă respect. Și încă o dată vă mulțumesc că sunteți alături de fratele vostru cel solid. Și să rămâneți aceiași, așa e frumos, și în 2021. Numai bine, fraților!